preia bine Giurgiu, era avansat, dar n-a primit acel balon. Goga. Gavra, un șut deviat peste bara transversală. Nu este prima dată când Gavra își ia inima în dinți și șutează de la 25-30 de metri. A mai făcut-o periculos la faza la care urechea a boxat în sus. A revenit însă golkeeperul argeșean și a prins mingea fără să existe ceva probleme. Una dintre ultimele șanse și gol! Universitatea Cluj este 2-1, iar finalul se anunță, prieteni, electrizant. Clujenii mai au 3 minute la dispoziție după golul înscris de Dorin Goga. Era să-i spun Octavian Goga, gândindu-mă la poet. Mai este un astfel de nume, un observator din Brașov. Pare mi se că este chiar președintele Asociației Județene de Fotbal Brașov, care satelite